Așadar, astăzi a fost al treilea termen în procesul în care profesorul Marcel Petrișan este trimis în judecat de procurorii DIICOT sub acuzația de pornografie infantilă. O acuzație destul de gravă și la fel fără precedent în istoria Buzăului în privința unui profesor care este acuzat de această infracțiune gravă, pentru că situații am mai avut, dar cu persoane care nu au avut funcții sau meserii nobile, așa cum este, de exemplu, cea a profesorului. Astăzi, la judecătorie se produce acest proces. Ei bine, pentru prima dată a apărut alături și de domnul Cucurăza, care la termenul anterior, acum o lună și jumătate, a cerut amânarea pentru că era plecat în Germania. Am stabilit data trecută că Germania era, de fapt, peste drum de tribunal. Încă nu ajunsese cu avionul, cred că vorba aceea, avionul a aterizat pe Palatul Comunal ca să leapă domnul Cucurăza să ajungă atât de repede în Germania. Dar nu asta este important, ci important este că astăzi a avut loc prima audiere a profesorului Marcel Petrișan, o audiere care a durat ceva ore, mai bine de 3 ore, o ședință secretă și din care aflăm că domnul profesor, inculpatul Marcel Petrișan, neagă în continuare acuzațiile care îi se aduc și că nu știe cum au ajuns acele filmulețe în arhiva tuturor suporturilor informatice pe care le deține, mergând de la computer până la simplu CD. E o părere riscantă, pentru că dacă va fi... vor exista probe suficiente în dosar pentru a infirma acest punct de vedere, pedeapsa primită va fi mai gravă decât în cazul în care ar fi recunoscut sau ar fi colaborat direct cu organele de anchetă. Este riscant și din punct de vedere al faptului că din tehnic se lasă urme. Este foarte complicat să operezi un calculator și să nu lași urme, în primul rând. În al doilea rând, apărarea potrivit căreia e calculatorul meu, dar în fața lui a fost altcineva. Sau că a fost victima hackerii, unor au venit hackerii din Noua Zeelandă și au intrat în computerul X din România, din Buzău, din... Este extrem de greu și nu se explică... Nu e imposibil asta, dar vă spune ce este imposibil. Dar, într-adevăr, cum și discutam anterior, e greu de explicat cum au pus informația pe CD. Pe CD și pe DVD. Da, e deci un pic mai greu. Ăștia sunt cărdenea care îți vin în locuință și nu ne antepronunțăm, dar sunt rechizitoriu... Probabil că e prost făcut rechizitoriu. Ar fi trebuit să mai adaugi o violare de domiciliu, ceva pentru sau un coautor necunoscut. Sau că probele au fost puse, domne, acolo. Da. De ce nu ne gândim? Pentru că și eu chiar sunt curios. Apropo de chestia asta și din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și așa n-am avut mult timp vis-a-vis de acest subiect. Ca și amănunt, rechizitoriul întocmit de DIICOT a fost scris, mă rog, documentarea și tot ancheta a fost făcută de procurorul George Mărgărit. George Mărgărit, care tocmai ce a fost reținut astăzi, sub acuzații la fel, să zicem, grave, cu o altă infracțiune, abuz în serviciu, peste 110.000 de euro, valoarea bunurilor sustrase și a banilor pe care și-a însușit, așa spun cei de la DNA, în urma realizării unor acțiuni de flagrant, ca și anchetator DIICOT. Aflat în moment în arestul poliției cu propunere de arestare preventivă. De arestare, da, preventivă. La București se întâmplă chestia asta. E foarte interesant de urmărit și de urmărit de către dumneavoastră în special, care va fi apărarea. Astăzi, aici vreau să vă întreb. Apărarea, ar putea dacă exista... va folosi acest caz... Dom'le, nu e credibil procurorul ăsta. Da. Deci aici... Vă gândiți ca avocat așa să folosiți chestia asta? Nu neapărat să dați în sfat. Aici ar putea fi folosită cu oarecare șanse de succes, nu știu cât de mari în schimb, dar... Credibilitatea procurorului care a întocmit dosarul. Această linie de apărare, da.
faptul că în perioada respectivă, și acum e interesant de corelat ambele dosare cu perioade, când s-a făcut cercetarea în celălalt, cum a fost, și să încerci să contaminezi probele din dosarul Petrișan cu situații din dosarul Mărgărit. E interesant de observat. Este o muncă destul de grea și laborioasă, dar cred că maestru Cucuruzac, dacă va găsi elemente, va utiliza. Și elemente de legătură. Poate să. Chiar mă gândeam astăzi, dacă domnul Cucuruzac, care este un avocat cu o mare experiență și care în ar putea să apeleze și poate apela și la acest subterfugiu. Și abil, un avocat abil. Da. Bun. Cam acestea sunt detaliile despre ceea ce s-a întâmplat astăzi. Repet, nu sunt foarte multe amănunte. S-a dat un termen peste o lună, dacă nu mă înșel, mă rog, nu contează neapărat lucrul acesta, pentru ca apărătorii să vină cu dovezi în susținerea nevinovăției domnului profesor Marcel Petrișan. Și vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla și la următoarele. E complicat și dacă a intrat un hacker. La un moment dat, cred că cineva va putea identifica această intrare de la pe un alt IP. La percheziția informatică acolo se exclude varianta unei intervenții din afară. Atunci. Pentru că s-au descoperit sursele, așa spune percheziția informatică, domnule. Sunt zeci de mii de descărcări de materiale porno cu minori, descărcări însemnând filme și fotografii, care spun procurorii, se spune în rechizitoriu, că au fost montate de profesorul Petrișan și distribuite, redistribuite în anumite rețele. Ar fi foarte greu de construit o apărare eficientă care să ducă spre achitare. Plus cine să pricepe, sunt hard-discuri externe pe care la fel au fost găsite niște stocări din astea cu materiale pornografice, CD-uri și DVD-uri. Plantate. CD-uri și DVD-uri, alea cu atacul informațional, nu știu dacă se pune cu CD-urile și DVD-urile. Acolo nu e mai greu. Nu mă atât de tare, dar nu cred. Da. Bun, mulțumesc, domnul Sălcuțan, pentru prezența și pentru comentariile făcute la aceste două subiecte. Numai bine. Numai bine vă spunem și dumneavoastră. Cu recomandarea de a rămâne pe Campus TV, urmează emisiunea Se Poate Altfel.